Bună seara, în această seară furtunoasă vom vorbi despre vaccinul românesc, un vaccin care, deși se vorbește despre el încă din luna februarie, un vaccin care nu prea a fost băgat în seamă de autoritățile din România. Vom vorbi chiar cu profesorul Virgil Păunescu, cel care a condus colectivul de la Institutul Oncogen, care a dezvoltat acest vaccin. Trebuie să vă spun că Institutul Oncogen este un institut care funcționează pe lângă Spitalul de Urgență din Timișoara. Acolo se lucrează în principal pentru terapii, pentru tratarea cancerului, dar profesorul Virgil Păunescu și colectivul său au găsit o legătură între tratarea cancerului și cumva vânarea acestui virus care, cum simțim cu toții, a pus stăpânire pe toată lumea și pare că nu mai ieșim din această situație. Bun găsit, domnule Păunescu! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Aș vrea să vorbim un pic despre acest vaccin de la început, pentru că spuneam, chiar românii, culmea, au avut puțină încredere în ceea ce ați făcut acolo dumneavoastră la Oncogen, în primă fază, dar am văzut pe vaccinul dumneavoastră, propus de dumneavoastră, apărea pe lista Organizației Mondiale a Sănătății, apoi Ambasada Marii Britanii a lăudat acest efort și, în sfârșit, acum sunteți într-un parteneriat cu Institutul Cantacuzino, iar vaccinul merge mai departe din declarațiile pe care le-am văzut astăzi. Tot colectivul de la Oncogen conduce această cercetare. Ați câștigat de curând un concurs, în urma căruia ați și primit 3,5 milioane de lei. Vă rog să-mi spuneți în ce a constat acest concurs și cum ați ajuns aici. În urmă cu mai bine de o lună de zile, Ministerul Învățământului, respectiv Unitatea de Cercetare din Ministerul Învățământului, acum ei sunt împreună, se și numește Ministerul, cred că, Educației și Cercetării, a scos la competiție, a fost o competiție, pe zona de COVID, 7 teme majore de cercetare. Între aceste teme majore de cercetare, una se referea la dezvoltarea unor terapii, vaccinuri legate de această pandemie, bineînțeles. Și pe această temă au fost vreo 30 și ceva de expresii de interes, pentru că trebuia să te preînscrii ca să și să depui niște acte, să dovedești care este expertiza ta pe tema pe care vrei să competiționezi, după care cei considerați eligibili au putut să meargă mai departe și de data asta s-a cerut și o asociere, un parteneriat între instituții și noi în faza aceasta deja era pentru noi clar că ne vom asocia cu Institutul Cantacuzino din mai multe puncte de vedere. Ne-am asociat cu Institutul Cantacuzino, noi am scris proiectul, lor le-am cerut o serie de date, am convenit asupra experimentului, pentru că în momentul de față finanțarea se referă la un proiect de cercetare, dar pentru noi este mai mult decât un proiect de cercetare, este un parte din strategia de dezvoltare a vaccinului. Și atunci, în acest proiect de 3,5 milioane, pentru care a fost anunțat acum vreo două zile, s-au dat rezultatele acum două zile, și din 13 participanți, adică 26 cel puțin, mai mult, au fost 30 de institute care au participat, noi a fost un singur câștigător, noi am avut punctajul cel mai mare, a fost o evaluare cu evaluatori străini și am primit punctajul cel mai mare, am câștigat proiectul împreună, repet, cu Institutul Cantacuzino. În acest proiect, sarcina Institutului Cantacuzino, pe care am convenit-o anterior, este să desfășoare experimente pe animale conform normelor de autorizare ale agențiilor medicamentului cu peptidele, cu vaccinul pe care l-am dezvoltat noi, care sunt amestec de peptide, proteine, de 11 proteine, ca să nu mai complic lucrurile, identice
cu cele din capsula virusului, coronavirusului, dar care n-au legătură cu fizic cu virusul, nu sunt legate de materialul genetic, ele au fost sintetizate chimic, pe cale chimică, sunt peptide, proteine artificiale. Și experimentul nu este simplu de făcut. Cei de la Cantacuzino au cea mai bună biobază de animale din țară și probabil din regiune. Au experiență, ultima dată a fost în 2009, când au utilizat biobaza pentru vaccinul împotriva gripei aviare. Și urmează să facă acest experiment care vizează injectarea unor șoricei, două specii de animale ar trebui testate, șoareci în principal și, nu știu, o să vedem. Ne-am gândit și la maimuțe, dar e mai complicat cu maimuțele. Aveau maimuțe înainte, acum nu mai au. Probabil iepuri sau șobolani. Trebuie să le administrăm și pe cale prin injecție și pe cale nazală pentru a compara rezultatele. Și acest design de proiect nu este ușor de făcut. Animalele trebuie comandate în străinătate, pentru că trebuie să fie animale manipulate genetic, umanizate, așa numitele animale umanizate, foarte complicate. Există două firme în America care pot să facă astfel de șoareci șobolani umanizați, sunt și foarte scump. Deci nu se pot face pe orice animal, că asta e un lucru interesant, nu știam. Nu poți lua orice șoarece sau orice animal sau orice iepure și să faci aceste teste pe el. Nu, animalele, de altfel experimentul pe animale va costa în jur de 300.000 de euro. Adică o sumă foarte mare, având în vedere că tot proiectul este 700.000 de euro. Dar agențiile de medicamentului din toată lumea, inclusiv de la noi, sunt extrem de atente și de... E o birocrație. Sunt o căruță de acte de completat despre modul în care faci experimentul, despre modul în care abordezi și urmărești aceste animale și cum dovedești că ele au dezvoltat anticorpi, mai ales că vaccinul nostru nu se bazează pe dezvoltarea în principal de anticorpi, ci pe apariția imunității celulare și pe dezvoltarea apărării nespecifice la nivel local. Dacă se administrează intranazal, e mai importantă apărarea locală decât apărarea generală, așa încât e o problemă cu punerea în evidență a anticorpilor. De aceea noi acum umblăm după teste specifice pentru a evidenția efectele acestui vaccin. Trebuie să explicăm, e important lucrul ăsta, că acest vaccin este de fapt un spray nazal, se face, nu este o injecție. Vorbeam mai devreme că pentru fimiu e un mare lucru că nu-i face nimeni o injecție, da? E ușor, mai ușor de aplicat. Vă rog. Și pentru mine. Așa cum am discutat. Deci vaccinurile, indiferent cum sunt făcute, inclusiv acestea, putea fi administrat pe orice cale. Puteam să-l facem sub formă de soluție injectabilă, foarte bine. Asta este vaccinul clasic, sub formă de injecție, dar ne-am gândit, văzând experiența celorlalte țări, că sunt necesare cel puțin 3 injecții, că e destul de mult și acceptanța populației nu o să fie foarte mare când e vorba să te injectezi de 3 ori, mai ales la copii, așa cum spuneați dumneavoastră. Pe de altă parte, noi am avut o discuție mai veche cu cei de la Institutul Cantacuzino, în încercarea de a ține în țară, în eventualitatea unei reușite, în care eu cred foarte tare, să ținem în țară cât mai mult, adică toată producția, dacă se poate. Cei de la Cantacuzino, în momentul de față, nu par în poziția de a produce vaccinuri injectabile, dar condiționarea lui sub forma unui spray nazal
sau unor peciuri ar fi posibilă, dar am optat pentru spray-ul nazal. Vaccinul se poate administra și, repet, și injectabil, și sub formă de plasturi pe piele, și pe cale nazală, și pe limbă. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, de când eram în școala generală, ne-au pus pe limbă două picături de vaccin antipoliomielitic, poliomielita fiind o boală extrem de serioasă. Era practic calea digestivă. Bun, hai să explicăm un pic cum ați ajuns la acest vaccin, de când v-ați apucat de el și ce probleme ați întâmpinat până acum. La prima întâlnire cu, în urmă cu 3 luni de zile, la prima întâlnire cu noul secretar de stat pe cercetare, a fost un Skype cu vreo 20 de institute de cercetare din România mai importante pe zona medicală. Domnul secretar de stat Ciuparu a spus un lucru foarte inteligent. A spus: a început o epidemie, e o provocare pentru toate țările lumii. Vă rog frumos să vă gândiți cu ce poate participa România din punct de vedere al cercetării la rezolvarea acestei probleme de criză mondială. Și atunci, sigur, s-a așternut liniștea. Dânsul a continuat, haideți în 3 luni, că ne grăbim acum, dacă nu scoate nimic în 3 luni, poate nici nu mai contează. Liniște, în 6 liniște, într-un an liniște, bun. Până la urmă a rămas să trimitem propunerile cu ce s-ar putea face, având în vedere experiența noastră, în scris. Eu i-am transmis și am încercat să iau legătura cu dânsul, să-i spun că n-am vrut să intru în amănunte de față cu colegii care nu erau pregătiți pentru această discuție, să-i spun că cercetarea românească este oarecum în comă, e așa, la terapie intensivă, și el ce ne propune este să luăm o vitamină și să fugim la Olimpiadă peste 3 luni de zile. Nu-i posibil. Noi însă eram, ca să zic așa, cu motoarele turate, că asta este foarte important, cu motoarele turate. De 4 ani de zile ne străduiam să punem în practică și eram pe punctul de a pune în practică un vaccin personalizat în cancer. E o tehnologie dezvoltată în Statele Unite și care presupune secvențializarea genelor unui pacient cu cancer, și pentru că acolo sunt mutații legate de cancer, e posibil ca aceste mutații să fie, să atragă atenția sistemului imun și el să reacționeze și să distrugă celula canceroasă. E o tehnologie extrem de sofisticată și în același timp de eficientă, care n-a mai fost utilizată pentru dezvoltarea de vaccinuri. Așa că undeva în 10 ianuarie, când am văzut că lucrurile iau o turnură foarte dramatică în China, am chemat pe colegii care se ocupă de vaccin, un colectiv care se ocupă de studiul vaccinării în cancer, vaccinurilor personalizate în cancer, și în locul celulelor tumorale și al anticelulelor tumorale să pună secvența virusului, care a fost publicată de chinezi și de americani ulterior, și era aceeași secvență. Și designul pe care noi l-am făcut, că lumea întreabă ce e la design, a constat în alegerea celor mai bune proteine, componente ale capsulei. Sistemul imun reacționează împotriva sau în principal împotriva componentelor proteice a capsulei virusului, care este glicoproteică. Pe această capsulă, spre exemplu, coronavirusul acesta are, din punctul de vedere al sistemului imun al mamiferelor și al omului, peste 1000 de antigene. Întrebarea este, din aceste 1000 de antigene, care sunt cele care prezintă importanță pentru specia umană, pentru că fiecare specie are specificul ei și răspunde altfel. Mai știm de asemenea, noi fiind eu profesor de imunologie, colegii mei sunt de la Catedra de Disciplină de Imunologie,
că din 1000 de antigene, sistemul imun își alege în general 2, 3, 5, 10, nu mai mult de 20 de antigene, care se numesc antigene majore, și față de care reacționează cu producție de anticorp sau cu dezvoltarea de celule limfocite T-citotoxice, restul peptidelor neprezentând sau proteinelor sau antigenelor neprezentând importanță pentru sistemul imun sau având o importanță secundară. Atunci acest design înseamnă să identifici altfel decât prin încercări multiple care este combinația de proteine din capsula virusului care ar putea fi cea mai bună pentru a stimula un răspuns imun în eventualitatea unui vaccin cu efecte secundare cât mai reduse și, dacă se poate, cât mai ușor de administrat. Cum vaccinul în cancer este personalizat și aici nu se poate personaliza chiar așa 100%, am introdus un concept nou, nu l-am mai întâlnit, de vaccin personalizat regional. În sensul că ne-am uitat pe specificul imun al populației din România, care este comun cu al celor european, nu sunt deosebit de la Ural până în Spania, până în Anglia, nu sunt mari deosebiri în ceea ce privește sistemul imun al populației și probabil și o parte din populația americană sau Americii de Sud, și în baza acestor combinații de proprietăți, de specificități ale sistemului imun, în esență e vorba de sistemul HLA, care se folosește și în transplant, de fapt. Asta este baza. Sunt 12 molecule, dar care sunt diferite de la un individ la altul, la modul general. Cu toate astea sunt ceva similitudini parțiale. Așa încât am ajuns la o combinație de 11 peptide de pe suprafața virusului, mai exact de pe suprafața celor spike-uri, regiunea S, coronițe, care, din punctul de vedere al afinității chimice, că aici este o problemă de chimie, de afinitate chimică între două molecule, două proteine, ar putea acoperi 80% din populația României și cu 60% oprește o epidemie sau o pandemie dacă vaccinezi 60% din populație. Deci ne-a fost foarte... Ne-a fost foarte ușor și am primit și întrebări și unele reproșuri pe tema asta. Noi am avut formula acestui vaccin. Despre asta vreau să vorbesc, că știu că ați discutat și cu instituții, cu colaboratori ai dumneavoastră din străinătate, și în Franța și chiar în China a fost o discuție. Apoi a venit acea discuție cu ambasadorul Marii Britanii, dacă ne spuneți despre lucrurile astea. Da. Deci, noi am avut vaccinul foarte repede, designul de vaccin foarte repede, pentru că, repet încă o dată, ceea ce am spus și domnul secretar de stat de la cercetare, dacă o temă sau o provocare te prinde cu motoarele turate pe tema aia, atunci e foarte ușor să o abordezi, e relativ ușor să o abordezi, altfel pierzi ani de zile să o iei de la zero, să înveți, să inventezi roata. Deci noi undeva în 20 ianuarie, după o săptămână de la prima discuție, aveam deja designul și structura celor 11, inițial au fost 15 proteine, pe care dorim să fie, de fapt, amestecate între unele cu altele, constituie ceea ce numim vaccin. Și a urmat sinteza lor, sinteza chimică, baza formulei, și după două luni de zile am avut circa 1 mg, între 1 mg și 2 mg de din aceste proteine liofilizate pentru din fiecare dintre ele, și am putut trece la
dizolvarea lor, aducerea la o concentrație pe care noi o consideram utilă, sigur că am încercat mai multe concentrații, și studiile pe celule, pe celule umane, pentru a verifica care sunt dozele toxice, care sunt dozele care au efect, care sunt dozele care nu dau niciun fel de niciun efect pe celulele sistemului imun. Trebuie să spun ceva foarte interesant. Da. Vă rog, că vreau să ajungem să ne povestiți și cum l-ați testat pe dumneavoastră și cum a fost pe perioada de după. Vă rog. Da. La o săptămână după ce noi am publicat în limba română pe site-ul Oncogen tehnologia și prima variantă de peptide, am primit un telefon de la ambasada Chinei care prin care am fost rugat trei lucruri. Unu, să fim, au fost întrebați dacă suntem de acord ca cercetătorii din China să utilizeze această tehnologie, care, repet, era la liber, ca să fim sinceri. Nu era invenția noastră, doar că o aplicam pentru prima oară într-un caz de dezvoltare de vaccin. Și am spus că da, suntem de acord. Apoi ambasada Chinei s-a oferit să ne financeze și ne-a întrebat de câți bani avem nevoie ca să ne mișcăm mai repede sau să ne cumpere aparate. Eu am refuzat această ofertă și am zis că e prematur această discuție. Aș prefera o colaborare cu un institut de cercetări din China. Și după aceea să vedem ce ne lipsește. Dacă facem un parteneriat, să nu cumpărăm lucruri care partea chineză le-ar putea avea și e inutil să le mai cumpărăm încă o dată și noi. A urmat după aceea identificarea trei institute din China, după care partea chineză a făcut o pauză și ne-a rugat frumos să-i scuzăm, dar în China situația era extrem, extrem de dramatică. Din punctul lor de vedere, pe primul plan devenise izolarea, apăruse izolarea, salvarea vieților a milioane de oameni. Ați văzut, 60 de milioane de oameni în carantină, uși la blocuri sudate, armată, o întreagă poveste acolo. Și ne-au rugat să mai avem un pic de răbdare, ceea ce s-a și întâmplat. După o lună de zile au revenit cu un telefon cu aceleași oferte. Da, ca să fiu sincer, între timp a început această dispută, acest război rece cu Statele Unite și n-am vrut să interferăm, să fiu sincer, politic cu acum pe fondul acestui război rece. Eu am stat destul de mult în politică și în administrație. Dacă faci parte din Alianța Nord-Atlantică, atunci te comporți ca un aliat, dacă poți. Și a trebuit, deși partea chineză a insistat foarte, foarte mult să ne ajute, a trebuit să-i refuzăm politicos, ca să fiu sincer. După aceea, pentru că testele pe celule erau, să zicem, terminate, în sensul că noi, nu că le-am fi terminat, că și acum le continuăm, dar n-am mai avut reactivi. Noi avem asta pe la jumătate, pe la începutul lui martie, nu se întâmpla? Începutul lui martie, da. Noi trebuie să vă spun că avem bani, avem proiecte în derulare de circa 10 milioane de euro la momentul acesta, dar sunt proiecte europene. Sigur că mai poți folosi un reactiv, câte ceva. Dar testele pentru acest virus nu sunt ieftine și nu poți să deturnezi banii dintr-un proiect în altul într-o limită care la orice control se face. Adică nu e vorba că noi nu avem bani de cercetare, dar banii de cercetare sunt pe direcțiile pe care le-am câștigat, milioane de euro, pe direcția continuării probleme cu cancerul, imunoterapie în cancer și pe dezvoltarea acelor acelei microproducții de antigene în ambrozia, în alergii.
Tehnologii care sunt și alea foarte scumpe și la care lucrăm de 3 sau 4 ani, la una de 3 și la una de 4 ani de zile. Sunt pe final. Da, și știu că facem o scurtă paranteză, că vaccinul împotriva alergiei la ambruzia este într-o stare, este aproape gata. Știți ce este gata? Este gata producția de materie primă. Adică ce avem gata sunt cele 11 proteine alergenice din ambrozia. Au fost clonate, 3 în bacterii Escherichia coli și 3 în, cu ajutorul unui baculovirus, unui virus specific insectelor, în culturi de insecte. Și toate aceste sisteme, culturi de insecte, respectiv bacterii, pot fi băgate într-un bioreactor și pot să înceapă producția. Noi acum avem microproducție și le-am testat. Le-am testat pe șoareci, pe iepuri, am testat serul umane ca să vedem cum reacționează. Sunt foarte bune. Putem de acum înainte să încercăm să le producem în condiții GMP, adică în condiții de fabrică de medicamente, să le purificăm cât se poate de mult și să facem și teste și vaccinuri cu ele. Sigur, v-am mai spus că problema vaccinurilor este o problemă cu mulți pași și o problemă complicată. Dar cel mai complicat aici, că revenim la chestia asta cu ambrozie, este să ai materia primă, să ai tu antigenele cu care vrei să faci vaccinul. Și aceste antigene nu se găsesc pe piață. Sau în orice caz nu se găsesc majoritatea dintre ele și sau dacă se găsesc sunt la niște prețuri foarte mari. Ori noi ni le putem produce singur și mai e un pas până la vaccin. Ok. Acum haideți să ne întoarcem un pic la tema principală, la vaccinul anticovid și să ne spuneți ce s-a întâmplat în martie când ați rămas fără reactiv. În martie am terminat banii pe care îi aveam la dispoziție și reactivii. Am avut bani din sponsorizări. Una din sponsorizări a fost de circa 20.000 de euro, dar n-a fost în bani, pentru că dacă am fi primit bani, ar fi trebuit să facem licitații și așa mai departe, pierdem timpul. Am rugat sponsorul să ne cumpere direct din Germania, am dat datele, să ne cumpere secvențele respective care compun vaccinul. Le-am primit după 2 luni de zile. Și am început, așa cum v-am spus, testările până când ne-am oprit. Și în momentul în care ne-am oprit, a trebuit să iau o decizie. Și decizia cea mai corectă a fost să trec la subiect uman, adică să mă vaccinez eu. Știam destul de multe despre vaccin deja. Sigur, există un anumit risc, dar nu este neobișnuit. Zilele acestea, presa germană a prezentat 2 cercetători germani de 70-75 de ani care s-au vaccinat la fel, de 3 ori, cu injectabil, cu propriile produse, propriile vaccinuri. Deci în medicină nu este un lucru neobișnuit ca cercetătorii să încerce produsele pe ei dacă au încredere în ele, dacă sunt suficient de sănătoși, dacă își doresc informații la prima mână. Așa că în 14 aprilie mi-am administrat prima doză, au fost 4 picături de vaccin intranazal. Și ceea ce m-a interesat pe mine era următorul lucru, pentru că totul era nou-nouț, nemai făcut, dacă suntem pe calea cea bună sau ne păcălim și ceea ce facem noi nu va fi băgat în seamă de sistemul imun, mai ales această cale de administrare intranazală, care la rândul ei pune o serie de probleme. Deși este convenabilă, dar pune o serie de probleme.
seara, după ce m-am vaccinat, am început să am manifestări specifice oricărei vaccinări pe care le-am mai întâlnit după ce m-am vaccinat antigripal. Ai o stare care seamănă cu boala respectivă, sigur, cu simptome mult mai reduse. Dureri musculare, dureri osoase, un disconfort din ăsta, ca și cum urmează să intri să te confrunți cu o gripă, cu o viroză respiratorie, de gen respirator. Deci m-au ținut, în fiecare zi mi-am făcut, am venit la serviciu, mi-am făcut analizele, toate analizele posibile, generale, plus ceea ce putem noi face pe parte de cercetare. Am găsit, bineînțeles, markeri inflamatori crescuți, dar asta nu era nicio surpriză. Aveam și eu o stare de iritație în nas și în faringe, nazofaringe, pe unde ajunsese vaccinul. Lucru care pe mine m-a bucurat, pentru că asta însemna că sistemul imun a recepționat semnalul și reacționează. Acum, cum reacționează, asta este o altă problemă, dar nu poate să reacționeze decât bine. Poate doza trebuia să fie un pic mai mică, dar și asta este important, am stabilit-o. Și m-au ținut aceste dureri musculare și stări așa virale de tip gripal vreo 5 zile, plus un pic de tulburări digestive care au fost raportate și în infecția cu coronavirus. Și toate acestea se datorau unei reacții de descărcări de citochine pe care nu le-am putut măsura, că n-am avut bani să cumpărăm reactivii ca atare. Și au trecut, după 5 zile au trecut. În fiecare zi am controlat populațiile de limfocite care mă interesau din sângele periferic, din sângele venos, și am văzut foarte repede o modificare a raportului între limfocitele T, diversele subpopulații de limfocite T, fenomene de activare, deci un răspuns cu multe așa numite NKT-uri, celule care cresc foarte mult și așa și scrie în tratate, după vaccinare, după infecții virale. În același timp eu m-am controlat săptămânal să nu cumva să mă vaccinez natural, să iau pe cale naturală vreun coronavirus și să mă păcălesc, să cred că m-am vaccinat și eu de fapt aveam la purtător virusul. Nu, și de atunci și în prezent săptămânal fac un test molecular să nu cumva să încă sunt în perioada în care n-am terminat experimentul pe mine și trebuie să urmăresc rezultatele și nu vreau să mă infectez de niciun fel, nici cu un alt virus, nici cu corona mai ales, pentru că atunci nu o să știu de unde sunt modificările. Ați avut cumva probleme de coagulare a sângelui sau ceva de genul ăsta? După a doua. Deci la prima vaccinare nu am sesizat, dar nu am sesizat, iar colegii care s-au ocupat de analize mi-au zis că nu au observat. Dar nu sunt convins. Acum, retrospectiv, să fiu sincer, nu sunt convins. De asta e important ca investigatorul să fie foarte atent și să fie el unul dintre voluntari. După 14 zile mi-am administrat o singură picătură, pentru că mi-am dat seama că prima oară a fost un pic cam mult. Mi-am administrat o picătură de vaccin din acesta într-una dintre nări, în nas, și nu s-a întâmplat nimic, bineînțeles, imediat. O ușoară inflamație, dar mult mai ușoară decât prima oară, la nivelul nazofaringelui din nou. Seara din nou dureri articulare și musculare tipice și a doua zi am venit, era într-o vineri, am venit la institut și am rugat pe colegi să-mi ia sânge și să trimite la laborator, dar de data asta să trimitem la trei laboratoare independente din oraș, o baterie mare de eprubete de vacutainere cu sânge. Și pentru că așteptam pe cei de la laboratoare să vină să le ridice și a trecut vreo oră,
am început să văd în eprubetele cu sânge recoltat fără anticoagulant un fenomen de gelificare a serului, fenomen care nu este normal și cu cât trecea timpul, cu atât serul devenea mai solid, iar cheagul de sânge roșu de jos era foarte fragil și instabil. Și mi-am dat seama că asta se întâmplă și cu pacienții, fără niciun fel de simptome majore, fără, cu analize. Analizele au fost normale, trebuie să vă spun, analizele de la laboratoare mi-au venit, mi s-au întors normale de la toate laboratoarele, doar o ușoară inflamație. Dar în sânge a început un proces de, nici nu pot să-i spun de coagulare, că nu e o coagulare, sau nu știu, o coagulare albă, o polimerizare a fibrinei, nu era un cheag roșu. Și mi-am dat seama că virusul activează, acum mi este clar, virusul activează puternic sistemul imun, mai exact proteinele virale. Eu nu m-am infectat cu virus, doar cu două proteine. Și asta este important. Vaccinul a fost strict personalizat. Am avut două peptide din cele 11, cu două m-am vaccinat, dar acele două erau specifice pentru două din alelele mele HLA, două din 12. Și ca urmare am obținut o reacție, ca să zic așa, maxim posibilă vaccinală. Dar activarea aceasta a sistemului imun duce în mod ciudat, nu știm cum, pentru că iar și acest lucru trebuie investigat și trebuie reactivi. Noi avem o bănuială care se îndreaptă către sistemul complement. Cert este că sistemul imun activat declanșează un fenomen de coagulare secundar. Dar nu e o coagulare normală, este o polimerizare, o îngroșare a sângelui, o creștere a viscozității care se poate manifesta la pacienți prin incapacitatea sângelui de a trece prin capilare, prin vase mici și, sigur, odată oprit circulația, fenomenul se accentuează până când cheagul respectiv devine alb, devine foarte consistent și oprește circulația în vasele mici. Asta se întâmplă și la pacienți. Inițial s-a crezut că este o pneumonie. Ulterior s-a văzut, când s-au făcut autopsiile în Italia, că nu este, este și o pneumonie virală, bineînțeles, dar pe fondul acestei pneumonii secundar apare o coagulare și o blocare a vascularizației pulmonare, care face ineficientă, în mare măsură, ventilația. Pentru că pacienții nu au o problemă, de fapt, de ventilație propriu-zisă. Sângele nu pleacă de la plămâni, nici nu ajunge, nici nu pleacă și ventilezi cam degeaba. O a doua concluzie foarte importantă a fost că acolo unde, în eprubetele în care am avut anticoagulant, sângele nu a coagulat. Deci anticoagulantul, indiferent care este mecanismul acestui proces, îi zicem noi de coagulare, dar nu este o coagulare, repet, clasică, indiferent de mecanism, anticoagulantele sunt obligatorii și pacienții ar trebui anticoagulați de la început până la sfârșit. Ar merita un studiu și pe pacienții asimptomatici cu anticoagulant, pentru că suspiciunea mea este că pacientul nu trebuie să aibă simptome ca să dezvolte acest fenomen periculos și asta și explică aceste morți rapide pe care uneori le-am văzut la televizor, au chemat salvarea, pacientul nu se simțea bine, nu s-a simțit brusc bine și până să ajungă la spital a murit sau era internat în spital și brusc s-a agravat starea de sănătate, pentru că fenomenele de coagulare apar foarte rapid, în decurs de minute, zeci de minute, și eu cred că nu blochează numai
numai circulația pulmonară, peste tot unde există microcirculație, rinichi, cord, nu s-a raportat încă creier, dar ficat, peste tot unde există microcirculație, există riscul amorsării acestui proces. Dacă pacienții sunt tineri, ei au vascularizația și endoteliul vascular în perfectă stare și probabil că acest fenomen nu se manifestă. Cum nu s-a manifestat nici la mine. Dar de îndată ce scot sângele și îl pui în contact cu altceva decât cu endoteliul vascular, cu eprubeta, de exemplu, sau în cazul pacienților mai în vârstă cu arterele deteriorate sau cu artere, zone unde arterele au plăci de ateroscleroză sau zone fără endoteliu vascular, acolo procesul se amorsează foarte rapid și pacientul face un fenomen de coagulare extrem de periculos. Deci, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să recomand, ar fi practic folosirea corectă și consistentă a anticoagulantului, ceea ce se și face deja, și medicația pe care se folosește la ora actuală, din punctul meu de vedere, nu are nicio valoare. Sunt efecte secundare ale unor medicamente folosite în SIDA, care nu s-au dovedit, nu și-au dovedit eficiența, de fapt. Ceea ce este important ar fi serul pacienților care au trecut prin boală. Din păcate, acesta, iar din punctul de vedere al meu teoretic, a imunolog, este târziu administrat, dar așa s-a primit aprobarea de la Agenția Medicamentului pentru pacienții aflați în ultimul stadiu. Ori atunci este un pic cam târziu, foarte puțin eficient în comparație cu ce s-ar putea obține dacă s-ar administra din primul moment. Ce vreau să vă întreb, după ce ați testat vaccinul pe dumneavoastră, a urmat o anchetă. Deci nu a urmat statul român sau autoritățile din România, au fost interesate să vadă ce se întâmplă acolo. S-a decis o anchetă împotriva dumneavoastră. Ce se întâmplă cu această anchetă? Eu cred, nu s-a întâmplat nimic, de fapt, dar eu cred, au fost doar niște discuții. Eu cred că a fost o lipsă de comunicare și din partea noastră, care, fiind un institut de cercetări, nu ținem, ca să fiu sincer, legătura cu. Noi suntem la 2 metri de Spitalul Județean, dar suntem o clădire independentă, nu avem personalitate juridică, ținem de spital. Dar nu am comunicat niciodată foarte amănunțit cu cei din spital. Noi, toată finanțarea noastră este din proiecte europene sau proiecte naționale, dar ține de Ministerul Cercetării. Noi nu luăm bani de la Ministerul Sănătății. Cred că domnul ministru nu știe lucrul acesta. Și ca urmare, toate rapoartele noastre și tot ceea ce facem este cunoscut la nivelul Ministerului Cercetării. Noi dăm rapoarte lunare de activitate, toți din institut, pentru a ne primi banii în fiecare lună. Dacă nu dăm raportul, nu primim banii, așa încât Ministerul Cercetării, prin unitățile lor de monitorizare a fondurilor europene, au rapoartele noastre de activitate ale tuturor celor 60 de angajați lunare. Despre vaccin, la fel am discutat, fiind o problemă de cercetare, am discutat cu Ministerul Cercetării de 3 luni de zile. Am anunțat că lucrăm la un vaccin, ne-am oferit să dezvoltăm această tehnologie, pentru că, sigur, speram un ajutor din partea Ministerului Cercetării. Până la producție este o problemă de cercetare. Așa încât nici nu mi-a trecut prin cap că ar trebui să anunțăm Ministerul Sănătății pentru o problemă. Noi suntem oarecum aici într-o mică confuzie. Ar fi trebuit să fim cu institutele acestea de cercetări la Universitatea de Medicină, dar Universitatea, acum 10 ani când noi am pornit proiectul, nu avea teren și nu are nici acum teren pe care să construiască un institut, așa încât am găsit eligibil Spitalul Universitar, adică Spitalul Județean Timișoara, care ne-a acceptat și suntem în curtea spitalului, în ograda spitalului, în
parte a spitalului, un proiect al Spitalului Județean, acest institut oncogen care are 3.000 de metri pătrați și 6 nivele. Și el este autofinanțabil din bani de proiecte. Noi scriem cam 10 proiecte și câștigăm 1-2 de la Ministerul Cercetării, de la Bruxelles, de la fondurile europene românești, de pe unde putem. În orice caz, pentru că am scris mult și institutul este foarte bine făcut, îl invit pe domnul ministru, care a trecut de vreo 3 ori prin fața noastră, dar nu a intrat să... M-a invitat să și intre de data asta. Invitat să și intre. Eu am așteptat că cei care l-au invitat în oraș, în spitale, el a vizitat spitalele din oraș, dacă tot trece prin fața celui mai bun institut de cercetare pe care îl are, cred că dânsul nu știe, dar cu domnul Bănicioi am avut o discuție foarte bună, nici el nu știa, i-am atras atenția că are institute de cercetare foarte performante pe axa din bani europeni, pe axa de competitivitate, în Curtea Sănătății. Nu știa nici domnul Bănicioiu, i-am spus că eu știu de câteva, dar pentru că aceste institute au niște responsabilități în plan european, niște indicatori care vor fi urmăriți și încă nu s-a terminat monitorizarea, ar fi bine să facă un inventar al lor. Domnul Bănicioiu a fost ultimul ministru care a putut să ai un dialog. Ai făcut inventarul și mi-a spus că a găsit 150 de milioane de euro fonduri europene investite în cercetare în Curtea Ministerului Sănătății. Și cu dânsul am reușit să dezvoltăm, el a modificat legea sănătății ca sănătatea să poată să financeze și cercetarea, că nu era posibil, a fost deturnare de fonduri, dar a modificat prin Parlament legea sănătății și sănătatea are un instrument cu planul sectorial care ar putea finanța și cercetarea, așa cum au și alte ministere. Deci noi, fiind în Curtea Ministerului Sănătății, cred că domnul ministru nu știe lucrul acesta și când a auzit că m-am vaccinat, cred că m-a confundat cu domnul Cataramă. Da, greu să vă confunde totuși domnul Cataramă. Domnul Cataramă nu are mustață. Dar, domnul profesor, îmi spuneați mai devreme că există foarte multe persoane care vor să testeze acest vaccin și asta pe fondul discuțiilor din ultima perioadă în care iar arată studiile că mulți români se tem să își facă un vaccin și chiar spun că dacă va fi pus pe piață un vaccin, ei nu îl vor face. Cum e la dumneavoastră? Le frică de microchipuri, am văzut. Cum să fie? În primul rând vreau să fac o precizare. Eu m-am consultat cu Colegiul Medicilor, fiind în Curtea Ministerului Sănătății, m-am consultat Colegiul Medicilor, președintele Colegiului Medicilor, cu domnul Borcean și cu o doamnă, cer scuze că îmi scapă numele, o doamnă profesor de bioetică de la Iași, care este șefa Comisiei de Bioetică a Colegiului Medicilor. Și deși mie mi-era clar că ceea ce fac este legal și moral, am vrut încă o dată un punct de vedere al Colegiului Medicilor și al Comisiei de Bioetică. Aș fi putut să cer și la Academia Română, dar mi s-a părut că sunt ipocrit. Eu fiind vicepreședintele Academiei de Științe Medicale, ar fi trebuit să le cer colegilor mei un punct de vedere despre vicepreședintele instituției. Și am zis că nu... E un pic ciudat. O să cer la Colegiul Medicilor și după două zile de documentare, deși de la început discuția era clară, dar mă rog, mai bine să măsor de două ori, să tai odată. Doamna mi-a spus ceea ce știam și eu, că este perfect legal și moral ceea ce am făcut. Sigur, dacă m-aș fi vaccinat cu un agent infecțios, ar fi trebuit să mă izolez. Dar dacă nu este infecțios și nu este infecțios materialul vaccinului, atunci e treaba mea dacă vreau să-mi pun viața în pericol sau nu. Repet, eu eram cel mai în măsură, înainte de a le recomanda altora să facă vaccinul, să mă vaccinez pe mine. Dar ca să nu fiu ipocrit, ce m-a interesat cel mai tare era dacă are rost sau nu are rost să mergem înainte. Dacă eu m-aș fi vaccinat, mi-aș fi pus acele peptide
proteine de tip viral în nas și n-aș fi avut nicio reacție, adică ar fi fost un soi de apă, aș fi intrat foarte tare la idei în privința capacității acestor peptide de a ajunge la sistemul imun și de a-l stimula. Dar cum cele două peptide din 11 m-au scuturat bine de tot, mi-am dat seama că funcționează foarte bine și suntem pe calea cea bună, mai trebuie doar să facem mici reglaje vis-a-vis de doze și de numărul de administrări. Aș fi tentat să cred că s-ar putea, dar o să vedem pe animale, s-ar putea să obținem rezultate și cu o singură administrare. Desigur, lucrul acesta implică însă ceva. Imunizările pe cale generală prin injecții duc mai ales la apariția de anticorpi și de imunitate celulară în mod secundar. Ele fiind foarte importante. Imunizările, așa cum o facem noi pe cale nazală, blochează în primul rând calea de intrare a virusului și protejează toată zona capului, nas, faringe, ochi, gură, burechi, dacă e cazul. Deci toată zona aceasta a capului este protejată prin absorpția nazofaringeană de peptide virale și stimularea sistemului nervos la acest nivel. Partea mai proastă este că imunitatea este mai ales de tip celular, și imunitate născută și imunitate dobândită și mai puțin prin anticorpi. Așa încât noi avem o problemă de identificare a anticorpilor în circulație. Noi, pe de o parte, acum lucrăm la niște teste mai sensibile, specifice peptidelor cu care m-am vaccinat, pentru a vedea dacă totuși nu apar, pentru că ar trebui să apară ceva anticorpi și în sânge, dar am să caut mai ales anticorpii de tip imunoglobulinele tip A, pe care vaccinul clasic nu le caută nimeni, și acestea sunt imunoglobuline care se află în nas și în gât și în salivă și ne protejează de infecțiile virale și bacteriene chiar la poarta de intrare, blochează intrarea, trecerea în celule, în sânge a virusului. Așa încât noi acum avem această dilemă. Cum dovedim că virusul, în afară de faptul că m-am scuturat bine de tot și mi-a produs și niște tulburări de coagulare, cum dovedim că este eficient? Sigur, cel mai simplu ar fi să mă expun unei infectări așa cu coronavirus, dar n-am terminat investigațiile, ca să fiu sincer, n-am terminat studiul efectelor vaccinării asupra mea și, ca urmare, nu mă feresc în momentul de față de v-am mai spus, de orice altă interferență cu un virus, nu numai cu COVID-ul, și cu alte virusuri paragripale. Da, normal, ca să vedeți dacă e efectul vaccinului sau nu, dar spuneți că ar fi oameni care ar fi dispuși să testeze acest vaccin. Da, dar nu este legal. Asta am discutat și cu doamna. Nu, în momentul de față, da. A, nu. Poate că nu în momentul de față. Eu, dacă mă vaccinez pe mine, e ok, dar condiția cu care am discutat este nu cumva să mai vaccineze și alte persoane din laborator. Asta e o problemă. Eu spuneam despre momentul în care acest vaccin va ajunge în faza de testare pe oameni. Atunci înțeleg că ați avea clienți. Da. Deci noi, pentru că dezvoltarea unui vaccin este extrem de complexă și presupune o muncă în multe, multe echipe, noi avem, de exemplu, o companie, o firmă de consultanță pe studii clinice care este mai pricepută decât noi. Noi știm să facem vaccinul, dar birocrația nu știm foarte bine. Și această firmă ne pregătește în momentul de față actele pentru a le depune, să vedem unde, pentru aprobarea unui studiu de fază 1, care se poate face și concomitent cu studiile pe animale, într-un viitor cât mai apropiat. Acum,
sunt niște date care încă trebuie să le completăm pentru a depune aceste acte și nu ne este clar dacă o să le depunem la agenția din România, care deja un pic s-a spălat pe mâini și ne-a spus că fiind un produs care n-a mai fost utilizat în Uniunea Europeană, să mă duc la Amsterdam să depunem la Agenția Europeană actele. Asta complică un pic lucrurile, pentru că mi-e chipul că acolo mai sunt vreo 30 de amatori de vaccinuri care stau la coadă. Aici era mai simplu. Poate nu fi birocrația asta. Poate nu fi birocrația asta din România la Amsterdam. Nu știu. Da, da. Indiferent ce birocrație ar fi, trebuie să o știi înainte de a te apuca de șoareci, că după ce dai 300.000 pe șoareci și șobolani modificați genetic, umanizați, așa se numesc ei, și completezi actele și te duci la Amsterdam și ei spun: nu, domne, că nu trebuiau șoareci albi, trebuiau șoareci cu coadă verde. Și atunci ce faci? Ei de la capăt, mai arunci 300.000. Deci e un cerc vicios. Trebuie să ne lămurim clar cine ne va da autorizația pentru studiul de fază 1 și va valida experimentele pe animale și să vedem ce vor de fapt. Să nu crezim că nu erau bune animalele alea care le-am luat noi, că trebuiau să aibă altă culoare. Aveți o estimare cam când ar fi gata toate aceste teste? Eu, pe mine ce mă interesează, sunt absolut sigur că testele pe animale vor fi reușite, n-am niciun dubiu și nicio emoție. Pe mine mă interesează să ajungem cât mai repede la studiile de fază 1 pe voluntari. Avem deja designul făcut pentru 24 de voluntari, nu i-am stabilit încă, nici nu stabilesc eu, o să stabilească firma care se ocupă de teste clinice. Ei știu care sunt criteriile de încadrare, înrolare într-un astfel de program și las pe ei să se ocupe de această parte. Noi vom asigura doar vaccinul în forma administrabilă la om. Înțeles, deci mai durează ceva. Toată treaba ține de problemele astea birocratice și dacă 3 luni durează doar partea asta, atunci dacă vaccinul trece cu succes toate testele, el când ar putea intra pe piață? Acum avem o întârziere de 2-3 luni deja. Trei luni, sigur. Noi, în mod normal, dacă am fi fost un pic ajutați, chiar și cu această sumă măruntă de 700.000 de euro, gândiți-vă cât cheltuia aia dincolo, cercetători în alte țări, am fi fost acum probabil în studii de fază 1, am fi fost deja peste faza de animale și am fi fost cu cot la cot, așa cum am fost în prima lună, cu marile companii farmaceutice. De fapt, nu sunt companii farmaceutice cele cu care ne competiționăm noi, sunt tot la fel ca și noi, institute de cercetare dezvoltare, Moderna, care e în America pe primul loc, este un institut similar cu al nostru, de cercetare dezvoltare, care pune la punct o tehnologie până la studiu de fază 1, pe câteva 10-40 de pacienți au avut în studiu 1 și după primii 8 pacienți a venit o mare multinațională care se ocupă de vaccinuri și care n-a vrut să riște. Și văzând că e mai ușor să alegi de pe piață când vezi cam care sunt rezultatele, ce-ți convine. Și tehnologia a fost achiziționată cu circa 500 de milioane de dolari, urmând ca împreună cei de la Moderna cu, nu știu cum se numește, e o companie mare americană, nu mai țin minte numele, să continue dezvoltarea acestui vaccin. Cei de la Oxford, de asemenea, laboratorul de la Oxford nu are facilități de producție, este exact ca și o unitate de cercetare dezvoltare, dar este finanțat cu zeci, până acum au primit, acolo e un consorțiu de care vrem să ne lipim și noi, Oxford, Cambridge, Imperial College, care a fost finanțat cu circa 500 de milioane de euro în aceste 3 luni,
pentru a dezvolta fiecare câte un vaccin, fiecare având o tehnologie diferită și ei între ei și diferită de a noastră. Asta cred că a fost și motivul pentru care ambasada Angliei ne-a trezit cu un telefon și cu o rugăminte de a discuta cu domnul ambasador cu 2 săptămâni înainte, în plină anchetă a Ministerului Sănătății, lucru care, să fiu sincer, ne-a făcut destul de mult rău. Aceste afirmații că am fi anchetați, mă gândeam că ambasadorul o să zică, doamne, eu cu în țigănia asta nu mă bag și o să se retragă, nu o să mai aibă chestia întâlnirea cu noi, dar nu știu, cred că dânsul a avut un mandat foarte clar și nu i-a păsat de prostiile care se spun în România și ne-am văzut, așa cum mă văd cu dumneavoastră pe Skype și am avut o discuție de o oră jumate în care dânsul a insistat asupra posibilității de a intra în acest consorțiu de 3 universități, 3 laboratoare, nu sunt companii mari, sunt 3 laboratoare de cercetare de dezvoltare. Probabil cu noi vor acoperi mai mult din câmpul tehnologic, că nu se știe cine ajunge la final, cine ajunge primul și cine ajunge la final. Nu toți o să termine vaccinul, nu toți o să reușească. E posibil dintre ăștia care sunt primii acum, când încep să vaccineze masiv, să le înceapă să le moară pacienții și cu fiecare pacient care moare se oprește 6 luni studiu pentru a se analiza de ce a murit sau de ce are efecte secundare, nu neapărat să moară, de ce are efecte secundare și în 6 luni vin alții studii din urmă, te întreg vin din urmă și tot așa. Deci Anglia și-a propus, asta este o politică asumată de guvernul englez, să fie primii care pun pe piață un vaccin. Au 3 institute, cel puțin 3 institute mari, dar institute de cercetare și dezvoltare, nu companii farmaceutice, care sunt bine finanțate, au primit 1,5 miliarde de euro până în prezent în 3 luni și urmează să mai primească încă atâta, dar ministrul sănătății din Anglia a anunțat în același timp cu în care Ministerul Sănătății din România m-a anchetat pe mine, a anunțat că vor da oricâți bani sunt necesari acestor universități și laboratoare, numai ca ele să fie primele care pun pe piață un vaccin. Anglia vrea să fie prima care face dovada că tehnologic pot să pună pe piață un vaccin și să rezolve această situație. De aceea este foarte important și pentru noi, chiar dacă nu vom fi primii, chiar dacă o să ne ia alții înainte, chiar dacă o să ne apară probleme, să ducem până la capăt această tehnologie, să fim ajutați să o ducem până la capăt, pentru că este un exercițiu, exact ca și celelalte. Așa cum n-am avut măști și acum ne-am apucat să cercetăm și am făcut măști, suntem specialiști în măști, n-am avut costume de protecție, la fel, România n-a fost pregătită nici pe atâta să facă vreun pas în zona de vaccinuri dacă nu făceam noi și noi l-am făcut întâmplător pentru că întâmplător lucram în vaccinurile în cancer și na, lucrurile așa s-au legat unele de altele, dar acum ar fi păcat pentru că acest virus este un virus proaspăt, nou, un virus instabil care a cu potențial de a se modifica, muta genetic. Mutațiile sunt la întâmplare, nu putem ști dacă mutațiile vor fi favorabile nouă sau din contră vor fi de tip SARS cu 30% mortalitate. Oricum, orice mutație sau orice alt virus ne va lua din nou de la zero și cu vaccinarea și cu toate măsurile noastre. Și ar fi bine dacă România, zic eu, ar fi mai pregătită decât am fost acum. Nu că alții ar fi fost mai pregătiți decât noi, dar lumea deja se pregătește. Sunt țări care, dacă se mai întâmplă treaba asta odată, într-un viitor apropiat, vor avea resurse să reacționeze rapid. Altfel, noi, dacă noi nu terminăm vaccinul sau vaccinul nostru va eșua sau nu va reuși, e o cercetare, nimeni n-are nicio garanție, doar credința mea fermă că vom reuși. O să stăm la coadă și o să așteptăm să primim vaccinuri de la alții.
Și s-ar putea să stăm mult la COVID. Da, e foarte posibil. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vă urez succes în cercetare în continuare și cu siguranță că o să ne mai întâlnim. Newsweek Live ia sfârșit aici. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc mult.